un trompetist, un muzician din România, care a pus la cale o întreprindere muzicală ciudată, dar ciudată în sensul pozitiv, respectiv un concert de muzică pop-rock cu o orchestră simfonică. Iată despre ce este vorba, câteva secvențe de la repetiție și un scurt interviu cu Chris Cigolea. 19 septembrie este data în care va avea loc spectacolul. Vizionare plăcută! În această seară veți vedea o repetiție cu Orchestra Filarmonică din Guelph și o orchestră locală de rock. Sunt rock legends of Guelph here. Ce se întâmplă? Pe 19 septembrie avem un concert inedit, un concert care este de fapt un vis al multor muzicieni de muzică clasică din Guelph. Eu cânt în Orchestra Filarmonică din Guelph și împreună cu un coleg de-al meu, care este și el trompetist, am uitat să spun, sunt trompetist, este și el trompetist. Într-o zi, după ce am plecat de la un concert, ne-am gândit cum să facem să atragem mai multă lume la concertele astea clasice care le avem noi, concertele de muzică simfonică. Și ne-am gândit totuși să facem un concert în care să punem muzica rock și muzica pop în ansamblu, într-un ansamblu clasic. Asta e un dream, un vis, aș putea spune, care e de acum 3 ani de zile. Și a fost o grămadă de muncă, a trebuit să căutăm un arranger care să poată să transcrie muzica, piesele care noi le-am propus să le facem, să le transcrie pentru orchestra simfonică. Criteriile de alegere acestor piese au fost, ne-am gândit ca să alegem piese foarte cunoscute, hituri, din pop music și din rock music. Cântăm muzică de Bon Jovi, Santana, bineînțeles ABBA, cântăm tot felul de piese și am căutat ca lumea care vine la concert să poată să aibă o relație cu fiecare cântec cu care noi o să-l interpretăm. În România am terminat conservatorul în București, la secția instrumentală, clasa trompetă a profesorului Iancu Văduva. În 96, în România, de fapt, am cântat la Muzica Reprezentativă a Armatei, unde am fost solist. Și de asemenea am cântat în foarte multe trupe de jazz, am cântat cu orchestra televiziunii române. Iar în 96 am venit în Canada. Aici în Canada am terminat
studiile Facultății de Muzică la Whitfield University în Waterloo, după care am făcut masterul la Universitatea din Toronto, secția trompetă, iar acum sunt student la doctorat, de asemenea la interpretare muzicală la Universitatea din Toronto. Iar pentru acest concert o să fiu dirijor. Am luat și cursuri de dirijat și da, este o șansă și o bucurie foarte mare pentru mine, pentru că mi-am dorit tot timpul să văd cum se vede și ce se vede, ce se aude din fața unei orchestre simfonice. Și asta este o șansă extraordinară. Și mă bucur că am ajuns să cânt în Canada.